Salutare! Astăzi vorbim despre o carte foarte interesantă din colecția Himalaya a editurii Herald. Este vorba despre Cristalul și Calea Luminii de Namkhai Norbu. Alături de mine este Livia Dana Beju, este elevă al Namkhai Norbu din anul 2007, de când acesta a organizat prima retragere la Merigar East în România la 23 august și de atunci a participat la cursuri de Yantra Yoga, de Vajra Dance și foarte multe alte cursuri ale maestrului. A absolvit nivelul de bază a Shanti Mahasangha și a participat la traducerea unor cărți foarte importante ale maestrului Namkhai Norbu în limba română. Livia, înainte de a vorbi despre carte, ce este Dzogchen și care este scopul acestei căi spirituale? Dzogchen este o învățătură spirituală care a fost dezvoltată în Tibet, în cadrul tradiției budiste tibetane. Nu aparține unei școli sau unui sistem religios, nu este o religie așa cum suntem obișnuiți noi să ne gândim în Occident. Mai degrabă conține învățăturile pe care maestrii tibetani le-au transmis fără a fi limitați de sectarism. Cuvântul Dzogchen înseamnă perfecțiune totală și se referă la adevărata noastră natură, inerentă tuturor ființelor, starea lor primordială, care este liberă de orice condiționări și e perfectă în sine însăși. Conștiința noastră obișnuită, umană, este dualistă. Facem distinție între eu, sinele meu și exterior. Ori această perspectivă e cea care ne împiedică să avem experiența naturii noastre adevărate, plenare, totale, desăvârșite. Se pornește de la analiza ființei, care are un corp fizic, un corp energetic, se spune voce, și un corp mental. Individul este îndemnat să se observe pe sine însuși și să-și descopere condiția reală. Dzogchen oferă practici ale corpului, ale vocii și ale minții, care pot fi integrate în viața de zi cu zi și care ne schimbă fundamental experiența de viață și scopurile vieții și modul de a trăi. Foarte bun răspuns și foarte, foarte complex. Uite, să arăt și cartea că tot este foarte, foarte reușită, am citit-o cu plăcere. Și voiam să te mai întreb, care este experiența ta legată de această carte? Pentru că ai contribuit foarte mult și la traduceri și... Cartea aceasta este prima care a fost tradusă în limba română. Eu am citit-o în 2007, prima dată. E o carte de mare frumusețe, de claritate. Descrie într-un mod foarte sintetic toate aspectele învățăturii, dar nu într-un mod simplist. E o carte care te îmbie să o citești. Maestru Cordial Namkhai Norbu inserează date istorice, date personale, experiențe ale altor maestri de pe linie și asta o face foarte atractivă. Dar dincolo de asta și mai ales la o lectură ulterioară a cărții, deci o reluare a cărții, observi că învățătura e prezentată perfect, coerent, cristalină, aș zice. Nu este neapărat foarte ușor de înțeles, dar este superb sintetizată. Asta este impresia mea și lectura pe care am făcut-o acum înainte de această discuție m-a încântat pentru că mi-a dezvăluit aspecte noi pe care nu le observasem până atunci. Așa este, asta este un element esențial și cumva inedit pentru că eu am mai citit cărți pe Dzogchen și sunt extrem de stufoase, deci am Longchenpa sau alte, sunt de efectiv parcă citești tratate de Martin Heidegger sau, adică da, foarte, foarte complexe. Filozofie înaltă,
Da, trebuie deja, fie să ai foarte multă practică în spate și să poți să legi experiențele tale de practică, să înțelegi toată filozofia complexă și tot ce e descris acolo, fie să fi citit zeci și zeci, poate chiar sute. Am un prieten care a citit sute de cărți pe tema asta. Și, într-adevăr, meritul cărții este că poate să sintetizeze într-un mod atât de accesibil oricui o învățătură atât de complexă. Da. Exact cum ai spus. E fascinant. E fascinant. Și la fiecare lectură descoperi ceva nou și chiar mă minunam, poate e mult spus, dar mă minunam cât de frumos, de coerent, de clar sunt expuse toate lucrurile. Care este modul de transmitere al acestei învățături? Pentru transmiterea Dzogchen, surpriză, nu este nevoie de cunoaștere intelectuală, deși tocmai mai înainte vorbeam de cât de complicată este filozofia dezvoltată în jurul acestei căi. Pentru că starea fundamentală este introdusă de maestru către discipol prin așa zisă introducere directă. Aceasta este o experiență de la care pornește totul. Există o linie continuă încă de la Garab Dorje, care a predat această învățătură pentru prima dată în acest timp, ciclu temporal, pe această planetă, cam în secolul 5 după Hristos, în țara anumită Odiana, la poalele munților Himalaya. El a realizat corpul de lumină la sfârșitul vieții sale terestre și a sintetizat învățătura sa în așa zisele cele trei declarații. Acestea sunt. Prima, introducerea directă pe care o realizează maestrul, de care am vorbit. A doua se referă la a nu rămâne în dubiu, adică să urmărești cu încredere, credință, devoțiune în practică, să urmărești să-ți permanentizezi, să fii cât mai mult în starea aceea de contemplare. Și cea de-a treia declarație se referă la a continua în stare până când nimic nu mai ascunde condiția adevărată pentru a individului. Și se continuă așa până la realizarea totală. Există trei moduri de oferire a învățăturilor. Una este orală, prin vorbe, structuri filozofice. A doua este simbolică și se folosesc câteva simboluri de bază, cristalul, oglinda. Și a treia este directă. Este vorba de ceea ce transmite o ființă care a reușit să își permanentizeze starea în condiția de contemplare către discipol, către ele. Deci cam așa. Există școli, există în Dzogchen trei serii de învățături numite Sende, Longde și Upadesha. Dar acestea nu sunt neapărat separate una de alta, deși fiecare dintre ele conduce individul la realizarea finală. Mai degrabă unitatea învățăturilor mai aproape de cristal, cristalul perfect, decât de separări în diverse școli, în diverse diviziuni. Când vorbeai de modurile de transmitere și, bine, chiar și în partea filozofică, dacă e transmisia, se folosesc metafore, pentru că experiența cumva și esența acestei învățături transcede cumva dualitatea rațiunii. Și mă gândeam la, sunt multe simboluri prin care cumva înglobează învățătura și, într-adevăr, oglinda și cristalul sunt niște simboluri foarte frumos detaliate în carte. Un altul este, chiar mă gândeam, că tot e aici lângă mine, Vajra. Da.
Și dacă ne uităm, mai sunt multe alte obiecte simbolice, ritualice, dacă ne uităm chiar și în iconografia tibetană, vedem acolo zeitățile nu întâmplător au tot felul de un anumit tip de suliță, un anumit tip de cum se mai numește, purba sau... Da. Da. Și voiam să te întreb că în Occident se discută foarte mult despre tot felul de astfel de tehnici de meditație provenite din Orient. Și în sensul ăsta voiam să te întreb care este perspectiva dzogchen asupra meditației. Și... Da, se vorbește tot mai mult despre meditație. Perspectiva dzogchen este diferită. Ea face distinție clară între meditație și contemplare. Meditația se referă la lucrul cu mintea, să zicem așa, într-un limbaj mai colocvial. Deci toate eforturile mentale pe care un individ le face pentru a ajunge în starea de contemplare. Și asta se referă la posturi corporale, la respirații, la practici de vizualizare, etc. Dar esența practicii dzogchen se referă la practica contemplației. Și anume să persiști în starea non-duală. Această stare nu este condiționată de activitatea mentală. Pot să apară gânduri, dar individul nu este condiționat de ele. Deci pot să apară gânduri, dar le observ că apar. Asta este distinția sau importantă și focalizarea importantă pe care o are dzogchen la a fi cât se poate de mult atent în starea de contemplație, la starea fundamentală a minții. Da, pentru că avem în dzogchen sunt trei aspecte foarte importante, corpul, vocea, adică aspectul de energie și mintea. Și într-adevăr, eu am studiat înainte de dzogchen tot felul de tehnici de meditație și mi-am dat seama că este o mare diferență calitativă în meditația dzogchen și felul în care este explicată și experiențele sunt foarte puternice. Și uite, voiam să te mai întreb dacă poți să ne spui așa câte ceva despre calea, baza și fructul, că sunt tot așa trei moduri de a împărți cumva învățăturile astfel încât să putem înțelege cumva mai bine, să avem o structură. Da. Învățătura, ca și starea primordială, este asemănată unui tiglei, se spune în tibetană, unei sfere de cristal. Este unitară, e curată, este limpede. Dar pentru noi, pentru condiția noastră, de ființe care separă eu de exterior, e nevoie de parcurs o cale. Se pornește de la definirea bazei. Baza ca fundament al existenței, atât la nivel individual cât și universal. Dacă te înțelegi pe tine, înțelegi universul. Ea nu trebuie considerată ca o entitate, ci e mai degrabă o experiență care o savurezi așa o clipă primită ca dar de la maestru și după aceea trebuie să o dezvolți. Simbolul bazei este oglinda. Oglinda nu judecă reflexiile care apar în ea. Nu le etichetează ca frumoase sau urâte, dureroase sau fericite. Ea rămâne neschimbată. Așa este și natura vidă a minții. Este permanent pură, clară, limpede, indiferent de ce se ivește în condiția dualistă. În condiția noastră actuală, considerăm eu-ul separat de lume. Și vrem să manipulăm
exteriorul pentru ca să obținem satisfacția. Dar atâta timp cât rămânem în starea dualistă, suntem copleșiți de lipsuri, frică, anxietate, nemulțumiri. Când depășim nivelul dualist, apare o experiență totală non-duală a realității despre care vorbesc ființele realizate, maestrii. În ceea ce privește calea, bine, asta e condiția noastră. Acum ce facem ca să ajungem la o condiție mai bună, la condiția de realizat? Și în acest capitol intră toate practicile care ne ajută să transcendem condiția dualistă și să ne stabilizăm într-o condiție non-duală. Există multe practici în Dzogchen, practici ale corpului, ale vocii și ale minții. Există practici principale care introduc direct în starea non-duală. Există Atigur Yoga, există cântul Vajrei, care este o adevărată mantră care se cântă foarte frumoasă. Există practici care presupun fixarea atenției, practici care ne ajută să distingem între minte și natura fundamentală a minții, dar există și o grămadă de practici secundare, printre care se poate numera Nondro, sunt practicile preliminare care purifică ființa. Yantra Yoga, avem o colegă care este autorizată să predea acest tip de yoga. Există practici legate de dans, superbe. Există yoga visului. Există practici ritualice legate de contactul cu gardienii învățăturilor. Deci o serie de practici care ne conduc pe cale. Nu toate trebuie practicate. Fiecare dintre noi avem anumite afinități. Și apoi mai există practicile avansate care se referă la trece, stăierea spontană a tuturor tensiunilor, la tegal, care sunt practici secrete și care conduc sau ajută individul să își atingă desăvârșirea, așa, de corp de lumină. Și am ajuns la fruct acesta. Fructul este cel care descrie scopul de evoluție a unei ființe umane. Și cartea prezintă foarte frumos principalele etape în procesul de eliberare. Aceleași idei se regăsesc în celebra carte Bardo Tedel, care înseamnă eliberare prin ascultare din starea Bardo și care este o carte Dzogchen. Această școală, să-i spunem, Dzogchen, este singura care descrie și oferă practici de realizare a corpului de lumină. Se vorbește despre ființe care au reușit acest lucru, chiar unchiul maestrului Namkhai Norbu a reușit să plece în anii 50-60, în plină revoluție culturală în China, să plece cu corpul de lumină. Dar există și alte ființe care au reușit acest lucru. Ce să spun? Recomand cu căldură această carte. Da, apropo de practicile care sunt unele mai avansate, unele țin minte Senzin și Rushen. Da. Am avut, practicând aceste tehnici, niște experiențe foarte puternice. Adică, sigur că poți să ai experiențe foarte puternice și după ce practici, să zicem, zazen, ani și ani de zile, nu? Dar ce m-a frapat a fost că am practicat doar câteva ore legat un anumit
exercițiu și am avut o experiență care echivala cu practică de ani de zile din alte, din alte tradiții sau alte, alte tehnici. Și, într-adevăr, sunt, și exact cum spuneai, sunt foarte, foarte multe lucruri foarte variate. De la cântul Vajrei, că tot îl spuneai și îmi place foarte da. Mult și explicațiile lui sunt foarte profunde, până la anumite dansuri care ne ajută foarte mult să conștientizăm și care, bineînțeles, că nu implică doar, doar mintea și conștientizarea, implică și corpul. Și corpul și energia și te învață să fii atent la starea de contemplație în mișcare. Asta este super, pentru că multe alte școli și practici te ajută sau te conduc spre anumite experiențe cât timp stai. Stai, șezi, închizi ochii și ai la un moment dat o experiență. Dar practicile acestea te ajută să continui fiind în mișcare, fiind activ, să rămâi într-o stare de... Mulțumim mult de tot, Livia, pentru că ai împărtășit toate aceste lucruri cu noi și sper să fie cât mai multe astfel de ocazii să ne vedem, să vorbim despre cărțile din colecția Himalaya și poate cine știe și alte traduceri ale... Sper să mai apară și alte cărți din cărți scrise de maestru Karanam Kainorbu, pentru că el a fost primul care a oferit această învățătură complet liber de orice dogmatism. Da, pentru că în alte tradiții... Da, în alte tradiții sunt foarte multe jurăminte și sunt foarte greu de trecut etapele ca să ți se ofere. Nu se primesc inițieri sau informații decât după perioade de purificări intense, după ani de antrenament. Ori aici, da. Calea este oferită complet, clar, de la cap la coadă. Așa este. Mulțumim mult, Livia, și sper să ne vedem. Eu vă mulțumesc. Să ne vedem curând. Așa. La revedere. La revedere.